prima repriză a fost dominată de formația antrenată de Dănuț Mândrilă. Gazdele au intrat la vestiar în avantaj prin golurile marcate de Irimia și Ioniță, după ce rădăuțenii au restabilit pentru moment egalitatea prin Zaremba. În repriza secundă, Bucovina Rădăuți a preluat controlul jocului, a egalat din nou prin același Zaremba din penalti, iar Balici a închis tabela la 3-2 în favoarea oaspeților. În prima etapă din Liga 3, Bucovina Rădăuți va juca vineri 30 august pe teren propriu în compania Științei Miroslava. O zi mai târziu, Pojorâta va primi vizita grupării Cosarom-Pașcani.